Salutare, fraților! Eu, Ștefan, și bine v-am regăsit la primul meu click de pe acest canal, fraților. De data asta vreau să filmez un pic de Counter-Strike, pentru că... de ce nu? Bun, vreau să vă explic de ce n-am mai postat, unul la mână, cel mai important, de ce n-am mai postat, doi la mână, de ce mi-aș trebui videoclipurile, pentru că și alea au dispărut. Și vreau să vă mai zic și noul meu program de acum încolo, pentru că o să mă țin zilnic, o să postez zilnic. Bun, deci hai să începem. Deci eram eu într-o seară așa frumos, într-o... sâmbătă sau duminică, deci gândiți-vă că era doar o sâmbătă sau o duminică. Și mă gândeam eu așa și stăteam pe Skype cu prietenii mei și au zis ei dintr-o dată, hai să jucăm CSGO. Am jucat așa, a făcut unul dintre prieteni, că eram cu trei prieteni, eram cu încă doi prieteni pe Skype, eu și încă doi. Și când așa a făcut o fază așa de 4 kill-uri frumoasă, rău, aici Ștefan ar fi trebuit să filmez la faza asta. Bă, și zic eu, da, asta ar fi fost maker să fie pusă pe YouTube. Și am început, băiatul acela care a făcut faza șmecheră de 4 kill-uri, a început. Păi dacă ai fi filmat această fază, ți-ar fi stricat calculatorul că n-ai fi putut să filmezi. Pentru că, da, am încercat să mă atât să filmez un competitiv și mi se mișca ca naiba, deci, da. Bun. Și, da, am început să glumească pe seama mea, hei, ți se strică râșnița, hei, nu fostei. Și e destul de greu să filmezi într-o, un HD 720p. Este chiar destul de greu, să știți, și trebuie să aveți și un calculator bun să vă meargă și CSGO destul de bine, uitați. Bine, sunt pe server acum, nu, toată lumea are primul bun, dar totuși. Așa, și bătându-și joc de mine, eu m-am enervat, am zis, bă, gata, așa nu-și mă bat joc de mine dacă îmi șterg videoclipurile. De unde? Că după aia când mi le-am șters de nervi, au continuat, să știți. Că mai e un vecin, da, pot să zic vecin, care stă la uliță pe lângă, are și el un canal de 100 de abonați și după aia zic, el are 3 clipuri și 100 de abonați și tu aveai 20 de clipuri și 20 de abonați, sau un abonat pe clip. Serios? Păi, da, cam așa erau glumele lor și le continuau și m-am enervat și v-am zis, mi-aș șters canalul, videoclipurile, canalul, mai era puțin să-l șterg și pe ăla. Și da. Bun, haideți acum să vă zic noul meu program. Și de ce m-am reapucat de YouTube? Păi, reapucat de YouTube pentru că, sincer, chiar mă plictisisem, frate. Adică, să-i vă pazi că postează, mi-e place ideea să fiu YouTuber, dar, sincer, nu prea am văzut susținere. Și da, astea nu sunt schimburile mele, dacă vă întrebați, nu pot să ai turat acesta, că dacă erau ale mele, vai de capul de zilele mele, ce bine era. Bun. Hai să vă zic noul meu program. Deci, de acum, de luni până vineri, adică, o să postez la ora 6 un videoclip, fie Minecraft, fie CSGO, fie LOL. Evident, editate, maxim 25 de minute. Nu știu, dacă o să fie mai mult de 20 de minute un competitiv sau un LOL, evident o să mai tai din secvențe când stau, să așa, ahmureal, știți? Și o să filmez decât fazele când mă lupt. Și Minecraft-ul, nu știu. Dar... așa, sâmbătă, adică mâine, o să fiu live la ora 6, iar duminica la fel, tot live la ora 6, dacă nu-s plecat, dacă-s plecat, o să scriu, o să vă dau, că tot s-a făcut update-ul ăsta pe YouTube, o să dau un mesaj acolo pe YouTube, ca să nu pot să postez pentru că sunt plecat, sau o să fac acolo un daily vlog, sau ceva de genul, știți? Deci nu o să mă axez doar pe gaming, în caz că plec pe undeva, o să și filmez, pentru că totuși bine dacă plec la rude, nu cred că o să filmez, dar... dacă plec undeva pe munte să mă plimb și de-astea, fi sigur că o să filmez. Bun, și păi cam atât am avut să vă zic. Eu v-am zis, mi-aș șters videoclipurile din cauza că... de nervi, nu din cauza că... și acum m-am reapucat din plictisă. Bun, cam atât a fost cu acest clip, fraților. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și de subscribe, cum arată acolo în colțul din dreapta sus. Sper că acolo arată, nu? Ceva de gen. Așa... eu am fost Ștefan și ne revedem data viitoare. Bye, bye!